semnifică pentru fiecare credincios intrarea în legământ cu Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru 3:21, icoana aceasta vă mântuie pe voi, și anume ce? Botezul, care nu este o spălare de întinăciune pământești, ci este ce? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea sora Floricică